Și după aceea, la anul, sunt alegeri și voteze același lucru. Da, nu se va... Eu nu cred că vor mai vota același lucru. Deci, cred... Asta e și o speranță, dacă vreți, pentru că sunt 4 rânduri de alegeri pe toate palierele. În mod normal, dacă aș fi simplu alegător și mi-ai pune ce am avut pe masă și un câine în partea cealaltă, aș alege un câine. De-aia am și făcut paralela cu polonezii, fiindcă și polonezii au trecut prin multe mișcări contradictorii, prin opinii diferite și acum au ieșit masiv la vot la actualele alegeri parlamentare. Peste 80% cel puțin au ieșit la vot și în curând se va vedea încotro o iau, dar se pare că fosta putere o să intre în opoziție. Nu știu. Așa că, da, e greu, nu cunosc e, zona poate politică. Să fie și pentru noi un exemplu, într-adevăr, da. Să te uiți. Prezența, să-ți dai seama că nu se mai poate vot, așa. Da, da. Dar există și opinia potrivit căreia, domne, nu ai cu cine să votezi, că nu asta, se conturează nimic. Asta este o scuză patetică. Deci, vă dau exemplu 2020, pe buletinul de vot, la primăria capitalei, au fost 18 candidați, sigur și eu printre ei. Dar așa nu există să nu găsești din 18 candidați care toți aveau 0 voturi în ziua votului la ora 6 dimineața. Nu există să spui toți sunt niște idioți. Inclusiv eu și alții. Nu. De fapt, nu te-a interesat să vezi cine candidează. Ți s-au arătat pe masă 3 farfurii. Și tu nu te-ai uitat sub teșghea să vezi felurile de mâncare care nu ți se pun pe masă. Dar dacă ți s-au arătat pe masă mediatic doar 3 din 18 și tu ai înghițit această pastilă și ai zis doar dintre ăștia 3 pot să aleg, păi asta înseamnă că ai fost manipulată. Nu că n-ai avea din ce alege. În momentul în care ai 18 opțiuni cu 0 voturi la 6 dimineața. Până la 11 noaptea, când se închid secțiile de vot, tu decizi. Asta e singura putere pe care o ai. Sunt 35.000 de ore, 35.000 de ore între două cicluri electorale. În care nu mai ai putere. În așa zisa demos kratos, democrație, tu ai putere timp de 12 ore. 12 ore din 35.000. Ce ai făcut? 12 sau 14. Depinde. Ce ai făcut? Da. Puteai să mai alegi, să mai aloci încă vreo 3-4 ore ca să faci acest studiu. Cine candidează? Prin căutare. Da, da, da. Încă 3-4 ore. În alea 35.000 de ore. Nu ai făcut, nu ai alocat un sfert de oră sau jumătate de oră să te duci la vot, 70%. Deci ai stat comod cu fundul pe cămașă, cum se spune. Și pe urmă ai început să te vaiezi. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Unii dintre aia 18 care au fost pe buletinul de vot nu o să se mai apuce încă o dată să se sacrifice, să muncească și să treacă prin... și să mai treacă prin acel calvar și prin sacrificiu ca să zici tu lasă poate data viitoare. Da. Printr-o stare... Deci mai care, au, exact. Da. Deci, de dezgust. Am văzut la mulți. Asta este realitatea. Adică... pe costuri proprii, unii s-au chinuit să ajungă pe buletinul de vot ca tu să ai dintre ce alege. Și tu după aceea zici, păi nici n-am știut că ai candidat. Da. Păi am înțeles. Și nici n-ai știut că am candidat. Dacă căutai, găseai. Nu e vorba numai de mine, sunt 18. 18. E foarte bun exemplu pe care l-ați dat și am să-l leg, dacă îmi permiteți, de... ce... Mai fă așa și la anul. Mai fă așa și la anul. Și unii și o să fac. Unii o să fac. Așa. Mai alege tot ce ai avut și până acum. Ai ales că apă caldă, că nou București, că... Bine, poate așa. Există și cauze obiective pentru care cei care au fost, da, nu, nu sunt, da, sunt obiective, da. Pentru că problemele sunt sistemice. Da.
Dar cel care a fost ales nu l-a atacat din perspectiva asta, încercând să corecteze sistemul. Și tu totuși l-ai ales. Păi da, dacă tu pui, ce crezi că o să avem altă formă? Dacă punem aici vin, nu mai avem acu, avem apă. Dăm apa jos și punem vin. Și mai dăm jos vinul și punem țuică. Ce se va schimba? Pentru că forma paharului e aceeași. Deci dacă nu schimbăm forma paharului, nu se vor schimba lucrurile. Ba da, se vor schimba mirosurile.